Salutare, salutare, dragilor! Astăzi vom face un balsam organic, un balsam parfumat pentru păr, care hrănește și hidratează părul, îi dă strălucire, repară vârfurile despicate, facilitează pieptănarea. Este un balsam care poate fi folosit pentru toate tipurile de păr, în special pentru părul uscat, părul deteriorat. Bun, haide să vă prezint ingredientele și apoi vă mai spun câte ceva despre fiecare. Așadar, o să avem nevoie de 30 de grame de ulei de monoi de Tahiti, 10 grame de ulei de avocado, 20 de grame de emulsifiant Varisoft. Vom avea nevoie și de 250 de grame de hidrolat de lavandă, dragilor. Avem aici uleiuri esențiale de flori de tiare și lavandă și cozgard. Bun, dragilor, acum haideți să începem cu uleiurile. Așadar, vom pune 30 de grame de ulei de monoi de Tahiti. Vreau să vă spun despre acest ulei care are un parfum foarte suav, foarte sublim, al florilor de tiare. Acest ulei este un ulei exotic, perfecționat de femeile polineze. Acest ulei este foarte benefic pentru păr. Îi dă hidratare, hrănire și protecție împotriva agresiunilor externe. Deci haideți să cântărim 30 de grame, cum spuneam. Acest ulei, dragilor, are un miros îmbătător. Miroase super bine. Are la bază uleiul de cocos. Deci florile de tiare sunt macerate în ulei de cocos. Așa, 30 de grame, încă două picături. Bun, acum vom pune și 10 grame de ulei de avocado. Uleiul de avocado este foarte bun pentru păr, îi oferă hidratare, strălucire, vigoare. Deci o să punem 10 grame de ulei de avocado. Uleiuri bio, vă rog. Toate uleiurile pe care le folosesc sunt bio. 10 grame. Așa. Iar acum vom pune 20 de grame de emulsifiant Varisoft sau BTMS, dragilor. Dacă nu aveți acest emulsifiant, îl puteți înlocui cu emulsifiant Candisoft. Alt emulsifiant nu se poate înlocui, da? Doar aceste două sunt foarte bune pentru balsamul pentru păr. Deci, cum spuneam, 20 de grame. Bun, dragilor, avem aici 20 de grame de emulsifiant Varisoft, iar acum această compoziție va merge pe baie de abur până se dizolvă emulsifiantul. Vom avea nevoie și de 250 de grame de hidrolat de lavandă, dragilor. Și o să-l punem de asemenea pe baie de aburi. Amândouă compoziții trebuie să aibă 70 de grade, aproximativ. Acum o să pun și acest hidrolat pe baie de abur și revenim. Dragilor, am aici uleiurile cu emulsifiantul și aici apa florală. Acum vom adăuga încet încet apa peste uleiul și vom amesteca. Așa. Dragilor, am amestecat foarte bine acest balsam, această cremă hidratantă pentru păr.
Stai să vi-l arăt mai de aproape. Uitați. Iar acum o să-l punem într-o cutiuță. Însă înainte trebuie să punem uleiurile esențiale, așa că eu o să pun 20 de picături de ulei esențial de lavandă. Așa. Și 20 de picături de parfum de flori de tiare. Cum vă spuneam, acest parfum este un parfum exotic. Are același parfum ca și uleiul de monoi. Cum vă spuneam, uleiul de monoi este obținut din macerarea florilor de tiare în ulei de cocos. Stați să-mi iau o linguriță și o să amestecăm totul foarte bine. Boah, ce bine miroase! Miroase super, super, dragilor! Încă este călduță crema. Super. Să știți că acest balsam este foarte concentrat. Cu doar puțină cantitate o să vedeți ce frumos o să vă lasă părul. Cum vă spuneam, îl hidratează, îl parfumează, îl netezește, facilitează pieptănarea. Este un balsam super, super pentru păr. Vreau să-l probați neapărat pentru că nu o să vă pară rău. De asemenea, vreau să vă mai spun, dacă nu aveți ulei de monoi de Tahiti, puteți să-l înlocuiți cu ulei de cocos. Bun, iar acum haideți să punem și conservant Coast Guard. O să punem un gram și jumătate. Așa. Și o să amestecăm totul foarte bine. Este cam mic recipientul meu. Ce bine miroase! Acum voi puteți să puneți orice ulei esențial doriți sau orice parfumant. Nu este neapărat să folosiți aceleași uleiuri esențiale ca și mine. Cum vă spuneam, fiecare rețetă se poate personaliza după cum doriți. Bun, dragilor, acum haideți să punem acest balsam într-o cutiuță. Eu am aici o cutiuță de balsam. După cum știți, eu reciclez totul. Nu arunc aproape nimic. Trebuie să reciclăm, să avem grijă puțin de această planetă, pentru că este căminul nostru. Așa, ok. Bun, dragilor, uitați, aici am balsamul, uitați ce bine arată. Cum se folosește acest balsam? Se aplică pe părul ud după șamponare și lăsăm un timp, mă rog, fiecare 5 minute cel puțin. O să vedeți cu o puțină cantitate, cum vă spuneam, aduce foarte mari beneficii părului. Ok, dragilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut această rețetă. Vă pup și ne auzim în următorul tutorial. Ciao, 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 ciao! Pupiși tuturor!